ultima oră, celebrul medic Gheorghe Burnei, acuzat de ucidere din culp. Medicul Gheorghe Burnei a fost citat joi de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, subliniere dintr-un nou dosar penal ce vizează acuzații de ucidere din culp, informează Antena 3. La intrare în sediul parchetului, profesorul Gheorghe Burnei a declarat ce a fost citat în calitate de suspect. Este vorba despre un dosar din 2013, mai exact o familie din Brașov care a ajuns cu fetia pe masa de operație a doctorului la Spitalul Marie Curie. Era vorba de o operație de îndreptare a coloanei vertebrale, însă, din păcate, operația a eșuat, iar fetia a murit pe masa de operație. De asemenea, în alte trei cazuri, doctorul Burnei este anchetat pentru vătămare corporală. Totodată există o acuzaie de luare de mită, după ce profesorul a fost prins în flagrant în anul 2017, în timp ce primea bani de la un părinte.